În acest sezon competițional urban, Titu a avut o evoluție ascendentă. Dacă anul trecut sfârșitul turului o prindea în jumătatea a doua de clasament, anul acesta divizionarea C a reușit să-și rezerve loc în primele rânduri. Trăgând linii, echipa lui Adrian Neagă a contabilizat 6 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri. În plus, urban Titu s-a remarcat și la capitolul amicale. După duelul cu Rapid București din octombrie, își va mai trece în cont și un meci cu Viitorul Constanța. Disputa cu trupa lui Gheorghe Hagi va avea loc pe stadionul orășenesc din Titu pe 26 noiembrie de la ora 18. Pentru jucătorii urbanului, partida cu Viitorul va fi prima din acest an pe care o vor susține la Titu în nocturnă. Ultima dată când vișinii au jucat la lumina reflectoarelor a fost anul trecut, tot într-un joc de verificare împotriva Concordiei Chiajna. Este un amical pe care cred că orice fotbalist de Liga 3 și-l dorește, mai ales că este în componența unei formații foarte bune, unei formații în cărui patron este unul dintre cei mai mari fotbaliști al tuturor timpurilor și cred că pentru jucătorii mei este benefic pentru a-și încununa și ei munca la finalul acestui retur, pentru că au depus o muncă foarte bună și au lucrat foarte bine. Asta s-a văzut prin rezultate și le dau și lor satisfacția de a juca un meci amical împotriva unei echipe de Liga 1. Veni la inițiativa mea pentru că am vrut să joc cu o echipă de Liga 1. Stabilisem un meci cu Dinamo, dar nu prin schimbarea antrenorului nu s-a mai efectuat acel meci. Bineînțeles că evoluția bună a jucătorilor nu a trecut neobservată. Joi 20 noiembrie, mijlocașul Laurențiu Corbu a fost înștiințat că în perioada 24-26 noiembrie va participa la selecția naționalei Under-21, antrenată de către Mihai Teja. Tehnicianul urbanului Adrian Neagă speră ca în cel mai scurt timp jucătorii săi să ajungă la echipele din prima scenă fotbalistică. A fost convocat Corbul la un trial pentru lotul național, dar sper ca pe lângă Corbul să fie convocat și alți jucători, pentru că avem o componentă foarte mult junior și foarte bun. În evoluțiile lui e impresionat. El merge